Vedeți că-i barii? Ia uitați cât-i pumnul meu și cât-i lupul. Bombardierilor, vă salutăm și eu și Ulfi. Deci, vreau să văd dacă ghiciți de la cine l-am primit. Îl cunoașteți? Îl cunoașteți, vă dau indiciu. Îi țapă-n ca și lupul. Îi țapă-n ca și lupul. Mi-a adus o cutie de Rafaelo lângă, da, l-am prins. La cutia de Rafaelo poți să tragi cartonul, bagi mâna, bang, bang, ciupești 2-3 Rafaelo, că era cam ușoară cutia. Era cam ușoară cutia. Vă pup, bombardierilor, oconașilor, al vostru Ulf, al vostru bombardier de bombardier, vă urează Crăciun fericit, deci nu Merry Christmas și știu eu ce, Feliz Navidad, bon, nu. Crăciun fericit. Dar atenție, cum să fie acest Crăciun fericit? Alături de persoanele dragi vouă, să aveți, ce înseamnă Crăciunul? Implicare. Deci implicare. Cum să fac prăjituri, cum să adună, să face curățenie, să ăsta. Deci munca, truda pe care o trageți non-stop, curățenie, bang, 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 pentru ca la final să stați uniți la masă, să mâncați, să povestiți, să vă simțiți bine și nu în ultimul rând să nu uităm că Crăciunul reprezintă nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Deci încă o dată, un Crăciun plin de bucurii și căldură sufletească alături de cei dragi vouă. Pentru că foarte multă lume mi-a scris Crăciun fericit, urări, un alta, telefoane, revin și la amănuntul ăsta. Fiți atenți, știți că v-am arătat bradul când era proporție de 30-40%? Acum ai 85%. De ce 85% și nu 100%? Are Hermanito grijă de tonusul și pielea mea. Bombardierilor, fiți atenți. Ce sfat vă dau eu vouă? În perioada asta, foarte multă lume lasă mesaje. Crăciun fericit. Știu eu ce, pe Facebook. Mesaje pe telefon. Sfatul meu și un sfat foarte bun. Vedeți că ăsta, știți de ce e așa umflat? Ne. Să faci pernă. Nu mă pastă doar la noapte. Nu uitați să ghiciți cine mi-a lăsat-o. Cine mi-a făcut cadou. Când faceți o urare, am primit, nu să nu zic extrem de multe, dar majoritatea urărilor pe care le-am primit pe Facebook, pe Instagram, mesaje, text, telefon. S-au nimerit să primesc pe telefon același stil de mesaj, aceeași urare, de la persoane diferite. S-au întâmplat să primesc pe Facebook, da, pe Facebook, dar și pe Instagram, mesaj cu Crăciun fericit, nu știu ce, nu știu ce, dă mai departe prietenilor tăi, printre care și eu. Dă acest mesaj mai departe, printre care și mie. Deci tu copiezi mesajul, buf, îl expediezi, copiezi, buf, îl expediezi. Nu zic că nu e bine sau așa. Totuși, nu. Pentru implicarea și pentru gest, mii de mulțumiri. Da, dacă sunteți prieteni mai apropiați și dacă nu sunteți, cu atât ai bucuria mai mare. Puteți face un video. Puteți trimite un mesaj vocal. Că vă permite acum tehnologia. Pe prieteni la care le aveți numărul sau și pe Facebook puteți să-i sunați, puteți ăsta. Îi dați un apel, video call. Că năpârlește Ulfi. Năpârlește Ulfi. Înțelegeți? Deci vă zic eu 100%, cel puțin eu așa zic. Persoana respectivă o să se bucure de 100 de milioane de ori mai mult decât de la un mesaj cu o urare banală pe care bang bang citește, mulțumesc frumos, la fel îți doresc. Deci cel puțin așa zic eu și cred că așa e toată lumea. Și nu trebuie, că vă gândiți, bă, stau mult la telefon, nimeni nu stă mult la telefon, îl suni, Crăciun fericit, toate cele bune, bam, bam, cum ești, toate bune, da? No. Te las că am și o treabă, încă o dată te pup și o zi nemaipomenită. Înțelegeți? Fiindcă are impactul și conexiunea asta mai mare, bă, m-a sunat, bă, video, m-a văzut, m-a ăsta. Ascultați-l pe Conașul. Ascultați-l pe Conașul. Și cum vă zice o Conașul, fiți mai buni de tot restul anului, nu numai de Crăciun. Și acum partea cea zdruncinătoare. O să facem bradul în stilul lui domnul Mondialu.
în stilul lui domnul Mondial. Și fiindcă în stilul lui o să începem, bineînțeles, tot timpul familia mai presus decât orice, familia pe fiind pe primul loc. Deci nu am de 500 de euro sau așa, cum am cu puțunul meu, îi fac, atenție, nu-i fac ca să mă, ăsta îi fac în stilul lui caracteristic, fiindcă știu că vă place și vouă. Și prima bagnotă merge, primele două bagnote merg către mama și tatăl meu. Stelele mele din vârful frunții. Să nu uităm și de steaua mea călăfuzitoare, mătușica mea Delia, pe care o infiltrăm aici, lângă pilonii de rezistență. Mergem tot pe familie, bunica, unchiu, mătuș, bac. Verișorul meu, George, capul de ninja. Ca să nu zic capul de bel, capul de ninja. Îl băgăm și pe el tot în vârful lanțului trofic. Tot pe euro. Să nu uităm de Hermanito meu. Opa, opa, că Hermanito își face loc. Își face loc și dărâmă tot ce e în calea lui, numai să stai lângă mine și Hermanito, te pup. Mergem tot pe filialele respective. Balaș, Ovi, Peții Bombardierul. Nu uităm de Peții Bombardierul și de vecinul meu, Clau. Carton, pentru că ai fost obraznic, pe din te umflu cu 20. Cartonul nemernicul care acum rupe Italia în două și când zic că o rupe în două, nu mă refer că o fură sau așa. Terorizează pizzeriile. Fiindcă suntem, mai avem un pic de euro și de ăsta, mergem spre nașul, domnul Majaru. Distrugătorul Franței și nu numai. Și fiindcă suntem pe Franța, îl punem și pe domnul Nasote, care e șeful bombardierul transporturilor Franța-România. Aveți locul vostru, firma unde lucrez eu, căpetenia bombardierilor, domnul Luci, sunteți infiltrat aici. Cine-a picat? Cartonul. Crezi că o picat cartonul. Domnul Luci, sunteți acolo? Comandantul Țiș. Oconașul, Calul. Cel mai dulce caracter. Cel mai dulce caracter. Din Florești până în Cluj, unul nu-i ca el. Unul nu-i ca și domnul Calul. Să nu uităm de Tudor, care are ursuleț. Deci fiți atenți că el e pe domeniul ursuleților, adică BMW, fiindcă de pisicuțe s-o urât. De pisicuțe s-o urât. Îl băgăm acolo. Pentru restul firmei VIP Guard. Pentru restul firmei VIP Guard. Să fie acolo, băgați. Vlad și tot trupul. Don Samson. Salutări, domn Samson, nu mai zic Frankfurt, Paris, fiindcă te știi, fiindcă te știi, te bag și pe tine în filament. El așa-i mai jucăuș, nu-i? L-am pus pe Sami sus și a picat una de 50. El... Bun. Prietenul meu din copilărie, pe care n-am cum să-l uit, indiferent de situație, cămă. Care e foarte supărăcios. E foarte supărăcios, dar îi rup eu lui nasul. Îi rup eu lui nasul. Uite, o picat cartonul. O picat cartonul, am știut. Am știut că e nemernic. Pentru prietenii mei de pe Instagram. Gnigod. Vezi că nu vă uit. Paul, am zis că te pun sus. Oconașa Ana Maria. Am zis că te pun. Și mulți alții pe care, credeți-mă, fiți mai activ să vă rețin. Pentru legiunea franceză străină din Suedia, ești în top, ești în top și nu te uit. Să nu uităm de Hoca, că dintr-o extremă în alta mă duc, bang, bang. Pentru tot trustul Charlie. Pentru tot trustul Charlie.
că sunteți mulți. Sunteți mulți și voi faceți foarte, foarte... foarte mare diferență. Să nu uităm pentru clubul Legend. Zbac. Pentru domnul Raul, ce stă în Florești și face Italia. Raul, nu te uit. Pentru Adi de la Spania, cu camionele. Oi, pe câți cunoști eu, conașul? Am uitat, mă duc și pe Anglia, Cosmin Chiș. Nici de tine n-am uitat. Nici de tine n-am uitat. Unchiu Domenico, cu Coiosu, cu Lucica. Sus în vârf. Stați că pentru ei ni. Eu că bateria am prin buzunare. Pentru ei ni. Banc. Din extrema cealaltă. Pentru suriora mea, Alexandra, Creața, Dumitru, Constanța, poți să-mi zici ce vrei, te-am băgat. Te-am băgat sus în vârful bradului. Să nu vă legați de mie că am și de aia de 10 lei. Bă, cum pot, că salariat. Salariat nu zic eu cine știi ce, așa cum pot ni. Îl împodobesc. Cum pot, îl împodobesc. Să nu uităm de Mădălin. Când zic Mădălin, știe la cine mă refer. Partenere, te pup. De forța Zalăului, oconașul meu, Bogdan. Transporter. Transporter. Mai ceva ca transporter. Ești pe listă. Ești pe listă. Pentru vulturul din Tatabania. Aripioara mea, flancul stâng, Horațiu, de la Viena până în Cluj și din Cluj până în Constanța, el face toată diferența. Deci el face toată diferența. Știți cum știe să-și încorde? Când piciorul, nu știu, așa ceva eu n-am mai văzut, și-l încordă numai mușchiul din partea dreaptă și când își dă o dată reversa, numai mușchiul din partea stângă. Aripioară pentru tine... pentru tine te infiltrezi că ești tot timpul în stânga mea. Pentru maestru Bolojan, senseiul meu, cu domnul primar Sorin și toată trupa de la Kyokushin. O familie de nota 10 am găsit acolo. Foarte apropiați și foarte strânși cu Pașca Sorin. Cu... deci foarte, foarte. De not... băieți de nota 1000. Sportivi adevărați. Și când veni vorba de sportivi. Stai acolo. Domnul Abruții, campion european, campion național la ce? La lupte. Are vitrina plină de trofee. Persa Sergiu, Empower, șeful de la Dăbâca, bombardierul Dăbâcii și... nu mai știu de unde o scos o discotecă afară din Ciuhăz, sau nu mai știu de unde. Ce fac și pe tine de verdicule? Și pentru restul, îmi cer mii de scuze pe care nu mi-am amintesc sau nu ăsta. V-am zis, interacționați mai mult cu mine ca să vă țin minte. Ca să vă țin minte. Ca să nu mai mă duc pe Italia la Giuliana, să nu mă mai duc pe Serbia la Elena sau așa. Vă pun pătăți aici. Oconașul, bombardierul Iașului. Cornel. Te pup, bombardierule. Fiți atenți pentru Tanju. Tanju, Gabriel Călin. Râlejul, nu râle, de la pisicuță. Pentru Vini. Ucu. Și nu în ultimul... Ucu, ai pleșinat. Nu în ultimul rând pentru Chișbac, Șușanu, Dilău și alte mii de porecle, șeful pariurilor. Pentru tine. Pentru Erdo Isele. Nu, Isan Loron. Erdo Isele Erdoan, Constanța, Olanda. Pentru tine asta. Fiți atenți! Nu în ultimul rând.
Rone Damasc, Alex Ghirca. Finețe de băiat, de caracter, se mai modelează și ele cu întârzierile, cu timpul, cum îți eu, de-aia îl înțeleg. Te pup. Oconașul meu de la Bistrița, Claudelu, care nu pot să uit de el, imposibil. Și nici când zic Claudelu, imposibil să nu zic și Vidican. Și dacă tot suntem pe Bistrița, nu am cum să uit de Campes. Coiosul cu... forța de... Deci ați văzut copilul la Campes. Ei, ce priviri, ce ăsta. Și dacă tot m-am dus în nord, spre Bistrița, mă duc mai în nord-est. Către cine? Norocel. Buzdugan. Norocel, Buzdugan cu copilul. Vă pup! Fiindcă tot suntem pe Bistrița, domnul Paul Bugnar, cel care îmi realizează ochelile, bang, bang, pozele, pupulaș. Tot ce fac, fac din laterală, bang, 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 o dau într-o parte ca să nu o dau în bară. Vreau să ia ating nervul, nu inima. Aia ți-o las ție, oricum nu știi ce să faci cu ea. Te ridic așa, îmi e caracterul. Umbli cu mine, îți duc la maxim nivelul. Te caut de potențial și îl duc la culme înalte. Ce face lobo din tine, te șlefuiește ca la carte. Sunt gentleman, lup din fie. Am nevoie de o lupaică lângă mine. Am nevoie de lună, de soare m-a scârbit. Am fost ars de prea multe ori, încrederea mi-a pierit. Am nevoie să-mi fi soldat să mă pot baza pe tine. Când belelele vin să găsesc sprijin în tine. Minte luminată pe un nivel cu a mea. Să ne înțelegem din priviri, asta e tot ce aș vrea. Hă? Vă dau live? Bă, n-am eu nu știu ce voce sau așa, dar... Da, mă mențin. N-am nu știu ce voce, dar mă mențin. Oi, cum stă mătușica mea Delia. Oi, cum stă mătușica mea Delia. Mâncui inimuța aia ei mare și sufletelul ei. Na. E așa, ni acum am putut, mi l-am împodobit și eu bombardierilor. E așa, ni acum am... N-am cum să uit de familia mea din America, mexicanii mei și nu numai mexicanii, chiar și americanii care foarte, foarte prietenoși, foarte călduroși și m-au ajutat cum nu m-au ajutat românii de acolo. Luis Enrique, Franklin, Martinez, Franklin, non tengo, ma Franklin, Elvis Reinaldo, Elvis. Pentru Lavinia Mirela, doamna de pe YouTube care mi-este aproape mereu, roșcată, te pupă cunașă. For my Indian brother, Gotham, Vinod. Vedeți că nu vine tu, Gotham, Vinod. Gotham, this is for you. And not only this is for you, all these three is for you. Fiți atenți, domnul cu Mustang, Dodge, nu mai știu ce ai. Luci Popescu, caracter de nota 10, tot de pe America. Te pup. Ai fost alături de mine cum nu au fost alții. Nu uit, Oconașul nu uită niciodată și eu să ne revedem curând. Hugo! Kiziu. Capitano from El Salvador. That I remember. Tu mi l-am împodobit și eu bombardierilor. Oconașul apreciază mereu persoanele care știu să dea dovadă de caracter, de bun simț. Vă pup și la cât mai multe interacționări și interacțiuni, în caz că vă luați de mine că nu știu să fac greșeli, nu zic că nu, ca orice om, nu sunt perfect. N-am pretins niciodată că sunt perfect, chiar dacă am facultate, chiar dacă am școală, bă, le am. Vă pup, Oconașu, ne revedem. Zilele astea urmează să fac clipul la ultima mea piesă pe care am numit-o în ziua de azi. Da, în ziua de azi. O piesă foarte tare
care reflectă generația de azi. Generația, că mă refer generația, nu generația mea, generația care vine foarte tare din urmă. Aici puteți fi mai aproape cu oconașul vostru, bombardierul bombardierilor, descrierea descrierilor, nu mă puteți arunca lupilor, ei vin când eu îi chem. Tom, ați întrebat de tatuaje. Urmează clip în care vă arăt fiecare tatuaj al meu și fiți atenți că eu nu fac tatuaje numai să fie făcute. Semnifică fiecare ceva foarte, foarte important pentru mine. Fiți atenți! Viorica, Lordu și nu în ultimul rând vărul meu Ciprian, care acum domină zona Olanda, Germania și fetița voastră vă pup. Și bineînțeles pentru Dumala, care și el acum are o fetiță foarte frumoasă. Trece timpul deja, copiii, un alta. Pentru Gucci de la Prozar. Și pentru Gucci, nu te uit. Și cum aș putea eu să uit pe cine? Bombardierilor, unde mi-e portofelul? Ia uite aici. Pe frizerița mea, cea care înșlefuiește frumusețea, Mirela. Mirela, ești ultima din listă, dar ești cea din tâi din... Și din... Vă pup! Cred că am zis că vă pup de 80 de ori, dar de 80 de ori vă pup.